Astăzi, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din orașul Växjö, Suedia. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și le-a vorbit celor prezenți despre darul vieții. Viața este un sacrament. Viața este un dar. Și de prea multe ori suntem îmbătați de senzualitate și evadăm în virtualitate, fiind orbiți și ațintiți cu mintea și cu ochii în acest cer virtual. Suntem orbi la ceea ce se întâmplă în prejurul nostru și mai cu seamă la ceea ce este în lăuntrul nostru. Așadar să ne luminăm simțirile, preiubiții mei, și să privim cu ochii inimii la crucea Mântuitorului Iisus Hristos. La final, preasfințitul părinte Macarie a oferit celor mici mai multe daruri, printre care suplimentul pentru copii, candela de duminică și creioane de colorat pentru atelierele de lucru de la școala parohială.